În doar 3 luni, comisarii gărzii de mediu din județul Hunedoara au verificat 262 de operatori economici care desfășoară activități cu impact asupra mediului. În urma acestor controle au fost aplicate 30 de sancțiuni contravenționale principale, respectiv 18 avertismente și 12 amenzi în valoare totală de 352.000 de lei, cele mai mari valori fiind de 80.000 de lei. Concluzia comisarilor este că unii operatori economici din acest domeniu nu cunosc nici acum etapele obținerii autorizațiilor necesare, iar alții își încep activitatea înainte de obținerea documentelor de mediu necesare, acționând pe principiul las că merge și așa, motiv pentru care le-a fost suspendată activitatea până când vor dovedi că au toate autorizațiile. Într-adevăr, s-au dat o serie de amenzi mult mai multe decât mod obișnuit, întrucât am constatat multe nereguli la respectarea autorizațiilor integrate sau autorizațiilor simple de protecția mediului. Pe lângă aceasta am depistat și companii care trebuia să aibă aceste autorizații și ca urmare le-am solicitat prin măsuri obținerea de autorizații, s-au aplicat amenzi și oprirea activității până la obținerea documentelor necesare. Ce se întâmplă? Care este motivația celor prinși cu o caua mică, cum se spune? Odată constatăm că nu citesc în profunzime autorizațiile pe care le au. Acolo sunt prevăzute de către Agenția pentru Protecția Mediului exact pașii pe care trebuie să-i respecte și în ce condiții. Ori lucrurile pe care le fac unii merg așa, sar câte o treaptă, două și nu pot să spun că neapărat din rea voință, dar din faptul că nu se documentează asupra autorizației pe care au. Iar ceilalți, să spunem că încep activitatea și obținem noi actele cândva. Nu e legal acest lucru. Trebuie să-și obțină întâi toate avizele necesare de la toate instituțiile, nu numai de la noi, de la protecția mediului, și după aceea să demareze activitatea. După operatorii economici, în vizorul comisarilor de mediu vor intra toate cele 69 de primării hunedorene, inclusiv Consiliul Județean.